Sorocenii cunosc acum mai multe despre cultura, bucătăria, sportul și filmele americane, dar și despre proiectele desfășurate cu sprijinul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Asta după ce la Soroca au avut loc Zilele Americii, eveniment organizat în Parcul Grigore Vieru din centrul orașului de ambasada Statelor Unite în țara noastră. Zilele Americii a adunat mulți vizitatori care au avut ocazia să afle lucruri interesante despre cultura americanelor. Sorocenii s-au arătat interesați de cele văzute și nu au ezitat să facă cunoștință cu ambasadorul Americii prezent la eveniment. Acesta este soția mea, Annie. În cadrul evenimentului desfășurat la Soroca, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova s-a referit la relațiile bilaterale moldo-americane. Dragi prieteni, parteneri, onorată asistență, bine ați venit la Ziua Americii! În mod special, aș dori să-l mulțumesc domnului primar Victor Său pentru participarea la acest eveniment atât de important pentru noi. Prezența dumneavoastră aici este o dovadă clară, concretă, a parteneriatului solid și viabil între Statele Unite și Republica Moldova. De când mă aflu aici, în Moldova, am avut ocazia să călătoresc prin această țară frumoasă. Să cunosc foarte mulți oameni și să aflu despre tradițiile și obiceiurile dumneavoastră. Și acum este timpul să vă returnez favoarea. Prin Zilele Americii ne-am propus să aducem în Moldova o particică a Statelor Unite. De aceea venim cu mâncare americană, muzică americană, sporturi americane și filme americane. Nu doar aici, la Soroca, dar și la Chișinău, Tiraspol, Comrat, Taraclia și Belz. Este posibil să fi văzut locul nou al ambasadei. O strângere adormi și cuvintele succes împreună. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, venind la Soroca, a avut ocazia să vadă personal proiectele sprijinite financiar de poporul american. Am călătorit astăzi din Chișinău spre Soroca. Am admirat autostrada care a fost construită parțial cu finanțare din partea Statelor Unite, prin intermediul Millennium Challenge Corporation. Este un exemplu concret al investițiilor pe care Statele Unite le-au făcut în Republica Moldova. Astăzi, înainte de acest eveniment, am vizitat cetatea Soroca, pe care nu mi vine să cred că nu am vizitat-o încă de când am ajuns în Republica Moldova. Cunosc că cetatea a fost restaurată cu ajutorul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Am fost întotdeauna mândri să cooperăm cu prietenii noștri europeni atunci când este vorba despre dezvoltarea continuă a Moldovei. În acest sens, și primarul municipiului Soroca, Victor Său, s-a referit la proiectele realizate la Soroca cu susținerea poporului american. Domnul ambasador este modest și n-a spus de toate proiectele realizate la Soroca, dar permiteți doar să vă dau o informație referitor la ultimii ani, de ce au beneficiat sorocenii noștri și începând de la copii și finalizând cu fiecare sorocean. Drumul, da, noi beneficiem de cel mai bun drum din Republica Moldova, grație poporului american și, cum am vorbit recent acum în sala de protocol, este un proiect realizat corect și valorificați banii corect și avem un drum de calitate până la ziua de azi. Grație poporului american și vreau să-l aplaudați pe domnul ambasador în numele poporului. Recent știți că am sărbătorit 520 de ani a Sorocii, da?
și am avut o delegație extraordinară din mai multe țări, și europene, dar și din regiunile Vinița, Odessa, am avut colegi și din Federația Rusă, la care i-am dus la stații de pompieri construite tot de poporul american. Știți că stația de pompieri din Soroca este cea mai bună la ziua de azi din toată Republica Moldova. Așa că tot iar să-i mulțumim colegilor care ne-au ajutat să ne ținem de așa condiții extraordinare. Recent, în 2018, dar până atunci, unele instituții din oraș Soroca au beneficiat iarăși de finanțare din partea poporului american, unde noi am creat condiții pentru copiii noștri, în ospătării, lavoare, licee, deoarece avem copii buni, dar ei au nevoie de condiții bune pentru a se dezvolta. Și recent, Grânița 13 a beneficiat de un grant de 60.000 de dolari, unde tot a fost reparată bucătăria, ospătăria și izolatorul, unde copiii au posibilitatea să se alimenteze mai calitativ, în condiții mai bune. Și vă rog să-i mulțumim și să-i aplaudem colegii noștri care ne-au ajutat. Și nu în ultimul rând, beneficiază sorocenii noștri și cei din domeniul agricultură, deoarece prin programele finanțate de Statele Unite ale Americii, agricultorii au posibilitatea să-și dezvolte afacerea. Dar un lucru extraordinar care ne-a ajutat poporul american, noi am evacuat de pe teritoriul raionului Soroca un depozit plin de pesticide, erbicide, încă de pe timpurile sovietice. Au fost o bombă ecologică care ne-au ajutat să fie transportată în Polonia și acolo să fie pur și simplu utilizată la maxim. Așa că îi mulțumim și că ne-au ajutat să scoatem bomba aceasta ecologică de pe teritoriul Sorocei. Zilele Americii au început la Chișinău pe 6 septembrie și vor continua până pe 15 septembrie în diferite orașe din țară. Evenimentul Zilele Americii este organizat în premieră în Moldova.